Bacacai, de Vitold Gombrowicz, partea 1. Mă duceam pentru a 34-a oară să văd spectacolul de operă Prințesa Ciardașului și, deoarece era târziu, m-am așezat la coadă și m-am adresat direct casieriței. Stimată doamnă, dă-mi și mie, ca de obicei, un bilet la balcon, repejor. Și în acel moment cineva m-a apucat de guler pe la spate și, impasibil, da, impasibil, m-a tras din fața ghișeului și m-a împins la locul corespunzător, adică acolo unde se termina coada. Inima îmi bătea cu putere. Rămăsesem fără răsuflare. Nu e oare un act criminal să înșfaci brusc pe cineva de după guler într-un loc public? M-am uitat cu atenție. Era un domn înalt, dichisit, parfumat, cu muscioara tunsă scurt. Discutând cu două dame elegante și un domn, studia biletele abia cumpărate. Toată lumea se uita la mine, așa că trebuia să spun și eu ceva. Dumneavoastră ați avut amabilitatea? L-am întrebat pe un ton poate ironic, poate amenințător, dar, din cauza că mă cuprinsese brusc slăbiciunea, l-am întrebat prea încet. Ce? Întreba el, aplecându-se asupra mea. Dumneavoastră ați avut amabilitatea? Am repetat eu, dar, din nou, prea încet. Da, eu am avut amabilitatea. Acolo, la capăt, e nevoie de ordine. Suntem în Europa și... Adresându-se damelor, comentă, trebuie să instruim neobosit, altfel nu o să încetăm niciodată să fim o nație de Zulu. Vreo 40 de perechi de ochi și tot felul de fețe mă priveau, inima îmi bătea, glasul îmi pierise, m-am îndreptat spre ieșire, în ultimul moment, binecuvântată să fie clipa aceea. Ceva s-a schimbat în mine și m-am întors. Am stat la coadă, am cumpărat un bilet și am ajuns chiar la primele măsuri ale uverturii. De data aceea însă nu m-am mai lăsat, ca de obicei, furat de spectacol. În timp ce prințesa Ciardașului cânta, lovind în castaniete, uitându-și trupul și gâfâind, iar tinerii eleganți cu gulerile ridicate și cu jobene defilau în șir pe sub brațul ei ridicat. Eu mă holbam la un cap cu păr blond, pomăduit, care se ițea în primele rânduri de la parter, repetând, aha, așa care va să zică. După primul act am coborât la parter. M-am sprijinit ușor de balustrada orchestrei și am așteptat câteva clipe. Apoi, brusc, am făcut o plecăciune. Nu a reacționat. Așadar, am mai făcut o plecăciune. Apoi, m-am uitat la lojele din prejur și am mai făcut o plecăciune. Atunci când s-a ivit momentul potrivit. M-am întors la balcon, tremurând, eram epuizat. M-am întors acasă. În noaptea aceea nu am putut adormi. Am întors de zeci de ori pe toate părțile incidentul de la teatru, plecăciunile mele și plecarea avocatului. Mă perpeleam pe de o parte, pe cealaltă, într-o stare de vigilență și agitație intensă, care nu mă lăsa deloc să adorm și care, totodată, din cauza zvârcolirii îndârjite, necontenite, deveni un fel de somn în stare de veche. Chiar a doua zi dimineață am trimis un minunat buchet de trandafiri pe adresa avocatului Kraikovski. Peste drum de clădirea unde locuia era un mic lactobar cu verandă. Mi-am petrecut acolo întreaga dimineață și în sfârșit l-am văzut pe la ora 3, într-un costum gri, elegant, cu baston. Ah, ah, mergea și fluiera și uneori flutura din baston. Am achitat imediat nota de plată și am fugit după el și,
admirându-i mișcarea ușor înduită a spatelui, mă delectam cu faptul că nu știa nimic, că momentul acela era doar al meu, interior. Lăsa în urma sa o dâră de apă de colonie. Era proaspăt. Mi se părea imposibil să mă apropie de el în vreun fel. Dar am găsit o soluție și pentru asta. Am hotărât. Dacă o ia la stânga, îți vei cumpăra cartea aceea, Aventura lui London, pe care ți-o dorești de atâta vreme. Iar dacă o ia la dreapta, nu o să ți-o ia. Cumperi. Niciodată. Niciodată, chiar dacă ar fi să o primești pe gratis, n-o să citești din ea nici măcar o pagină. Va fi pierdută. O oră în șir aș fi putut privi locul acela de pe grumazul lui, unde se termină părul într-o linie dreaptă și începe pielea palidă a gâtului. A luat-o la stânga. În alte circumstanțe, aș fi fugit imediat la librărie, dar de data aceasta continuăm să merg în urma lui, însă o făceam cu sentimentul unei gratitudini inexplicabile. Vederea unei florărese mi-a dat o altă idee, bineînțeles că aș fi putut, imediat, pe loc, stătea în puterea mea, să-l ovaționez. Să-i aduc un omagiu, ceva ce poate nici n-ar fi observat. Și ce dacă n-avea să observe? La urma urmelor, e chiar și mai frumos să venerez pe cineva în taină. Am cumpărat un buchet, l-am depășit și, de cum am intrat în orbita privirii lui, mi-a fost imposibil să mai pășesc echilibrat, indiferent, așa că i-am aruncat imperceptibil sub picioarele câteva violete timide. Și astfel m-am trezit brusc într-o situație bizară. Continuam să merg, fără să știu dacă vine în urma mea sau dacă poate ocotise pe vreo străduță sau dacă intrase pe vreo poartă. Dar nu aveam puterea să întorc privirea, de parcă de aceasta ar fi depins cine știe ce, adică totul. Și când în sfârșit m-am forțat să întorc capul, m-am prefăcut că îmi pierd pălăria și m-am răsucit. Deja nu mai era în spatele meu. Până seara am trăit numai cu gândul la Polonia. Câteva zile mai târziu, avocatul Kraikovski ne aflam pe o stradă pustie, seara târziu. S-a oprit, s-a întors și mă aștepta cu bastonul. Nu se cuvenea să bat în retragere. Așa că am continuat să merg, cu toate că mă cuprindea oarecare stare de leșen. Până când mă apuca de braț, mă scutură, izbind cu bastonul de pământ. Ce înseamnă glumele astea idioate? De ce mă tot agasezi? Țipă el. De ce mă urmărești? Ce înseamnă asta? Pun bastonul pe dumneata. Îți rup oasele. Nici nu puteam vorbi. Eram fericit. Am primit reacția lui ca pe sfânta împărtășanie și am închis ochii. În tăcere de plină, m-am aplecat și am pus la dispoziție spinarea. Așteptam și am trăit câteva momente desăvârșite, cei sunt date într-adevăr numai celor care nu mai are multe zile de trăit. Când m-am îndreptat de spate, se îndepărta repede, lovind din baston. Cu inima prea plină, într-o stare de grație și de binecuvântare, m-am întors acasă pe străzile pustii. Prea puțin, mi-am spus, prea puțin. Totul e prea puțin. Mai vreau, mai vreau. Și pocăința se amesteca cu gratitudinea. Bineînțeles, ea interpretase scrisoarea mea ca o vorbă goală, ca o glumă proastă și eu arătase avocatului. În loc să ajut, mai mult rău făcusem și totul deoarece fusesem prea comod, prea leneș, pusesem prea puțin suflet, prea puțină seriozitate și responsabilitate. Nu mă pricep să inspir înțelegere. Am ticluit un plan ce includea hipnoza.
presiunea constantă, perseverentă, cu ajutorul a mii de fapte mărunte, indicii mistici care, fără să pătrundă în conștiință, ar fi creat totuși o stare subconștientă de necesitate. Am desenat cu creta pe zidul casei în care locuia o săgeată și un capa mare. Nu o să dezvălu aici toate intrigile mele mai mult sau mai puțin iscusite. Ele au fost învăluite într-o rețea de întâmplări bizare, într-o casă de modă. Un vânzător i s-a adresat aparent din greșeală cu apelativul Doamnă Craikovski. Paznicul întâlnit pe scări a spus că judecătorul Kravetsky a întrebat dacă i-a fost trimisă umbrela. Krajewski, Craikovski, judecător, avocat, trebuia să fiu cu băgare de seamă, o picătură de apă poate eroda stânca. Nu se știe prin ce minune ea a adus din oraș pe rochie mirosul avocatului, mirosul lui proaspăt de săpun de toaletă și violete și de apă de colonie, sau, de pildă, un astfel de incident. Noaptea târziu sună telefonul, se trezește din somn, fuge să răspundă și aude un glas necunoscut, autoritar, imediat și nimic mai mult. Sau o bucățică de hârtie strecurată în ușă și pe ea, nimic, o frântură dintr-o poezie. Îl cunoști pe acel crai de la răsărit? Dar, încetul cu încetul, începeam să-mi pierd speranța. Avocatul încetase să o viziteze. Se părea că eforturile mele nu serveau la nimic. Prevedeam chiar momentul capitulării mele definitive și mă temeam, simțeam că nu voi putea accepta această soartă. În acest moment, ofensarea avocatului era pentru mine ceva insuportabil, cu toate că lui nu părea să-i pese de asta. Pentru mine ar fi fost un afront, o nedreptate și o dezonoare capitale. Capitale, da, da, capitale, am spus bine. Deși nu puteam crede că se va ajunge aici, tremuram totuși la gândul sfârșitului inevitabil ce se apropia. M-am născut și am crescut într-o casă plină de virtuți. Înduioșat, gându-mi alunecă spre tine, copilăria mea. Îl văd pe tatăl meu, un bărbat frumos, cu statură semeață, cu o față pe care totul, privirea, trăsăturile și părul înspicat compuneau imaginea unei rase nobile, desăvârșite. Te văd și pe tine, mamă, în negru, impecabil, doar cu o pereche de cercei cu diamante demodați. Mă văd și pe mine, un băiețel serios, gânditor, și îmi vine să plâng din cauza speranțelor năruite. Probabil, singurul neajuns al vieții noastre de familie a fost faptul că tatăl meu o ura pe mama. O ura, nu m-am exprimat bine, mai degrabă o detesta. Dar de ce anume? N-am știut niciodată să răspund la această întrebare. Și aici începe misterul ai cărui vapori m-au adus la anii maturității, spre o catastrofă morală. Căci, ce sunt eu azi? Un mucos? Ce fac, de exemplu? Atunci când sărut mâna unei dame, eu mozolesc din plin cu salivă, după care scot repede batista de nas, ah, mă scuzați, spun și îi șterg mâna cu batista. Curând am observat că tatăl meu evita ca ars să o atingă pe mama. Ba, mai mult decât atât, îi evita privirea și, atunci când îi vorbea, privea de regulă într-o parte sau își contempla unghiile. Nu era nimic mai trist decât privirea ferită a tatălui meu. Din când în când însă o privea pieziș cu expresia unui dezgust nemăsurat. Pentru mine era ceva de conceput, căci eu nu simțeam față de mama niciun fel de aversiune.
E drept, deși se îngrășase excesiv și se revărsa peste tot, îmi plăcea să mă ghemuiesc în brațele și să-mi așez capul pe genunchii ei. Cum aș putea totuși, în aceste condiții, să explic faptul că exist, cum am venit eu pe lume? Presupun că am fost conceput, ca să spun așa, forțat, cu dinți încleștați în pofida reflexelor naturale. Pe scurt, presupun că tatăl meu, pentru o vreme, în numele obligațiilor matrimoniale, s-a luptat în mod eroic cu repulsia, căci punea onoarea masculității sale mai presus de orice, și că fructul acestui eroism am fost eu, un copil mic. Era pentru mine ceva de neconceput. De ce era mai prejos chelia mamei față de chelia tatălui? Ba chiar dinții mamei erau mai buni. Se afla printre ei un canin alb cu plombă de aur. Și de ce pe mama, la rândul ei, nu o scârbea tata? Ba dimpotrivă, îi plăcea să-l mângâie de față cu musafirii, căci numai atunci tata nu îndrăznea să se cutremure de repulsie. Mama mea era plină de maestate. Până în ziua de azi o văd prezidând licitațiile de caritate și dinerurile la care era invitată sau rugându-se seara împreună cu slujnica în capela noastră privată. Smerenia mamei mele nu-și avea egal, nu era atât vorba de înflăcărare, cât de voracitate, voracitate pentru post, rugăciune și fapte filantropice. La ora stabilită, lacheul, bucătarul, camerista, paznicul și cu mine ne prezentam în capela dreaptă cu lințoliu, unde domnea un întuneric beznă. După ce spuneam rugăciunile, începea predica. E un păcat, e hidos, spunea mama cu forță, iar gușa îi se legăna și tremura ca gălbenușul unui ou. Sau poate nu mă adresez cu respectul cuvenit venerabililor umbre? Viața m-a învățat acest limbaj, limbajul misterelor, dar să nu anticipăm evenimentele. Uneori mama ne convoca pe toți la ore neobișnuite. Roagă-te, sărmane copil, pentru sufletul monstrului aceluia, tatăl tău. Rugați-vă și voi pentru sufletul stăpânului vostru, vândut diavolului. Nu odată s-a întâmplat să cântăm litanii până la 4-5 dimineața sub îndrumarea mamei, până când ușa se deschidea și-și făcea apariția tatăl meu, în frac sau în smoking, și expresia unui dezgust suprem i se întipărea pe chip. În genunchi, striga mama, apropiindu-se de el, legănat și tremurat, cu degetul îndreptat spre icoana lui Hristos. În școală am fost un elev silitor și exemplar și totuși nu mă bucuram de simpatie generală. Îmi aduc aminte de prima zi. Stăteam în fața directorului, dornic, plin de zel și de bune intenții. Cu acea râvnă care a caracterizat dintotdeauna natura mea, iar directorul m-a prins cu blândețe de bărbie. Socoteam că, dacă aveam să mă port cât mai bine, puteam câștiga cu ușurință bunăvoința profesorilor și a colegilor mei. Bunele mele intenții s-au lovit totuși de un impenetrabil zid de mister. Care mister? Ba, nu știam și nici nu acum nu pot spune că am aflat. Simțeam doar că sunt înconjurat din toate părțile de un mister străin, ostil și totuși fermecător, pe care nu îl puteam pătrunde. Căci ce altceva decât fermecătoare și misterioasă este poezioara? 1, 2, 3. Toți ovreii sunt căței, iar lehii păsărare și te aleg pe tine.
pe care obișnuiam să ne-o spunem între colegi atunci când ne jucam în curtea școlii? Simțeam că e plină de farmec, o declamam cu încântare și emoție, dar de ce era plină de farmec nu reușeam să înțeleg și chiar mi se părea că sunt de-a dreptul inutil, că ar trebui mai degrabă să stau deoparte și doar să mă uit. Compensam însă prin sârguință și politețe, dar politețea și sârguința mea stârneau antipatia, dar nu a elevilor, ci și a profesorilor, lucru foarte straniu și nedrept. Și mai aduc aminte de regretatul meu profesor de istorie și literatura polonă, un bătrânel taciturn, mai degrabă neîndemânatic, care nu ridica niciodată tonul. Domnilor, spunea el, tușind în batista mare de fular sau trăgându-se cu degetul la ureche, care alt popor a mai fost mesia popoarelor? Un bastion al creștinității? Cine altcineva l-a mai avut pe prințul Josef Poniatowski? Dacă ne referim la numărul geniilor, dar mai ales al precursorilor, aveam că toată Europa la un loc. Și a început din senin. Dante? Eu știu, domnule profesor, am deschis brusc gura. Krasinski, Molière, Fredro, Newton, Copernic, Beethoven, Chopin, Bach. Domnilor, vedeți și singuri, a încheiat el. Limba noastră e de 100 de ori mai bogată decât franceza, care este considerată cea mai desăvârșită. Căci, ce poți spune în franceză? Și, cu toate că eu răspunsesem cel mai repede și mai bine, nu mă plăcea. De ce? Nu știam. Dar odată a spus, dregându-și vocea pe un ton ciudat, atot știutor și confidențial. Polonezii, domnilor, au fost întotdeauna leneși, căci lenea merge mână în mână cu marile talente. Polonezii sunt niște șmecheri talentați, dar leneși. Polonezii sunt un popor ciudat de simpatic. De atunci, înflăcărarea mea pentru învățătură s-a stins, dar nici așa nu mi-am câștigat simpatia pedagogului meu, deși, în general, avea o slăbiciune pentru șmecherii leneși. Uneori închidea un ochi și atunci întreaga clasă ciulea urechile. Ei, spunea el, a venit primăvara, nu? Îți cuprinde oasele, te atrage spre lungi păduri. Polonezii întotdeauna au fost așa, cam poznași, cum se spune, și cam căpățânoși. Nu stau o clipă locului, ho, ho, de aceea suedezele, danezele, franțuzoaicele și nemțoaicele se dau în vând după noi. Dar noi le preferăm pe polonezele noastre, căci frumusețea lor e cunoscută în toată lumea. Astfel de comentarii au avut asupra mea un asemenea efect, încât m-am îndrăgostit de o domnișoară împreună cu care studiam pe o bancă în parc. Multă vreme n-am știut cum să încep, iar când, în cele din urmă, am întrebat-o, permiteți? Nici măcar nu a răspuns. A doua zi însă, urmând sfatul colegilor, m-am concentrat și am ciupit-o și atunci am mijit ochii și a început să chicotească. Reușisem. M-am întors triumfător, vesel și plin de încredere, dar totodată ciudat de tulburat de chicotul și mijirea ochilor, care pentru mine erau de nepătruns. Orizontul politic s-a întunecat și iubita mea a manifestat o stranie surescitare. Ah, acele grandioase, fantastice zile de septembrie! Miroseau, așa cum citisem în cărți, a iarbă neagră și amentă. Erau vaporoase, amărui, fierbinți și ireale. Pe străzi, mulțimi de oameni, cântece și parade, teroare,
nebunie și exaltare, accentuate de pasul ritmic al detașamentelor care mărșăluiau. Aici, un insurecționist veteran, lacrimi și binecuvântare. Dincolo, mobilizare, despărțirea tinerilor însurăței. Oriunde vedeai cu ochii, drapele, discursuri, ovații entuziaste, imul național, legăminte, consfințiri, lacrimi, afișe, indignare, îngânfare și ură. Niciodată până atunci, dacă ar fi să le dăm crezare artiștilor, femeilor nu fuseseră atât de minunate. Iubita mea a încercat să mă mai bage în seamă. Privirea i-a devenit mai adâncă și mai întunecată, ba chiar mai expresivă, și nu avea ochi decât pentru militari. M-am întrebat ce mi rămânea de făcut. Universul enigmelor devenise brusc mai puternic și trebuia să fiu de două ori mai vigilent. Și iată, am ajuns soldat, ulan, și cântam deopotrivă cu ceilalți. Ulani, ulani, copii deghizați, cu voi ar fugi domnișoare mii. La drept vorbind, luat separat, nici unul dintre noi nu era copil. Când treceam însă prin oraș în grup compact, cântând, aplecați deasupra grumazului cailor, cu lăncile și cozoroacele caschetelor militare, un zâmbet straniu de minunat apărea pe buzele femeilor și simțeam că de această dată inimile băteau și pentru mine. Iubita mea mi-a dăruit fraga buzelor ei pentru întâia dată. Asta s-a întâmplat în parc, în acompaniamentul cvartetului de la cafenea, într-o seară în care aerul era impregnant de miros de iarbă neagră și mentă. Pur și simplu mi-a dăruit fraga buzelor ei, fără nicio altă introducere sau explicație. Cutremurător de frumos, îmi vine să plâng. Astăzi, înțeleg că la mijloc era vorba de o grămadă de cadavre, deoarece noi, bărbații, ne-am ocupat de măceluri. Ele, femeile, au trecut la rândul lor la fapte. Dar pe atunci însă nu erau un falit și, gândul adesea, deși mi era cunoscut, constituia în cugetul meu doar o filozofie pură și nu reușea să oprească lacrimile ce îmi curgeau din ochi. Dar s-a întâmplat un accident care m-a aruncat în abisul stricăciunii morale, de unde nu mai reușesc de atunci să ies. Totul mergea foarte bine, războiul făcea ravagii în întreaga lume, iar odată cu el, misterul. Oamenii își înfigeau în burți baionetele, se urau, se scârbeau și se disprețuiau, se iubeau și se adorau. Pe locul unde altădată țăranul își măcina grânele, era acum doar o grămadă de ruine. Și eu m-am alăturat tuturor. Nu aveam nicio îndoială despre cum trebuia să acționez și ce trebuia să aleg. Disciplina militară de fier îmi era îndrumătorul către mister. Mă reprezentam asupra dușmanului sau stăteam în tranșee printre gazele sufocante. Așadar, doamnelor și domnilor, zâmbiți, uitați-vă chiorâș, mângâiați rândunilele, dar torturați broaștele, strâmbați mereu din nas, mereu detestați pe cineva, mereu vă scârbiți de câte ceva, apoi iar plonjați într-o stare incomprehensibilă de iubire și încântare și totul de dragul unui mister. Dar ce se va întâmpla dacă și eu îmi voi crea propriul mister pe care l-aș impune lumii voastre cu întreg patriotismul, eroismul, dedicația pe care le-am învățat de la dragoste și armată? Ce va fi dacă și eu, la rândul meu, voi zâmbi,
cu un alt fel de zâmbet și mă voi uita chiorâș cu lipsa de ceremonialitate a unui ostaș bătrân, poate cel mai hilar am procedat cu iubita mea. Femeia este o enigmă? Am întrebat-o. La întoarcere m-a întâmpinat cu multă efuziune, a studiat medalia și ne-am dus imediat în parc. O, da, a răspuns ea, nu mă găsești misterioasă? A continuat, coborându-și genele. Sunt o femeie, o stihie a naturii, un sfinx. Și eu sunt un mister, i-am spus eu. Și eu am propriul limbaj misterios și îți cer să-mi vorbești cu ajutorul lui. Și poate că nici nu sunt comunist, poate sunt doar un pacifist militant. Străbat lumea, navighez în abis și oriunde zăresc vreun sentiment misterios, că e vorba de virtute, de familie, de credință sau patrie, acolo trebuie să înfăptuiesc mereu vreo ticăloșie. Acesta este misterul meu pe care îl impun asupra misterului existenței. Nu pot să trec pur și simplu pe lângă logodnici fericiți, pe lângă o mamă cu copil sau pe lângă un bătrân respectabil. Doar uneori mă cuprinde un sentiment de regret când mă gândesc la voi, dragii mei, tată și mamă, și la tine, copilăria mea sfântă. În iarna anului trecut am fost nevoit să-i fac o vizită moșierului Ignasi K. pentru soluționarea anumitor chestiuni succesorale. Obținând un concediu de câteva zile, i-am încredințat atribuțiile mele judecătorului asesor și am telegrafiat: marți, 6 seara, rog trăsură. Între timp ajung în gară, iar trăsura ia-o de unde nu-i. Aflu că telegrama mea a fost înmânată așa cum se cuvine. În ziua precedentă, o ridicase chiar destinatarul în persoană. Volens nolens, a trebuit să tocmesc o trăsură privată, să-mi pun valiza și neseserul în ea, iar în neseser aveam o sticluță cu apă de colonie, un flacon de vegetal, un săpun de toaletă cu miros de migdale, o pilă și o forfecuță de unghii. Și iată cum, vreme de 4 ore, am înaintat hurducat pe câmpuri noaptea, în liniște, la vremea dezghețului. Tremur în paltonul meu de oraș, strâng din dinți, mă uit la spatele vizitiului și mă gândesc, cum își poate pune astfel spinarea la bătaie? Cum poate să stea așa, la nesfârșit, cu spatele întors, adeseori în regiuni pustii, expus la oricare capriciu al celor așezați pe banchetă. În cele din urmă, ajungem la un conac de lemn. E întuneric. Numai la primul etaj licărește o fereastră. Bat la ușă, ferecată. Bat mai tare, nimic, liniște. Mă iau cu asalt câinii din curte și trebuie să mă retrag în trăsură. Însă începe să bată la ușă surugiul meu. Nu spre ospitalieri, îmi zic eu. În sfârșit se deschide ușa și apare un bărbat înalt și firav de vreo 30 de ani, cu mustăcioară blondă și o lampă în mână. Ce-i? Întreabă, trezit parcă din somn, ridicând lampa. N-ați primit depeșa mea? Sunt H. H? Care H? Mă fixează cu privirea. Mergeți cu Dumnezeu, spune brusc șoptit, de parcă ar fi zărit vreun semn particular. Privirea îi fuge într-o parte, mâna îi se strânge mai tare în jurul lămpii. Mergi cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, domnule, să te păzească Dumnezeu, și se retrage grăbit înăuntru. Așa că i-am spus mai aspru, să avem pardon, ieri am trimis o depeșă, anunțându-mi venirea. Sunt judecătorul de instrucție H, doresc să mă întâlnesc cu domnul K. Și dacă nu am putut să ajung mai devreme,
este pentru că nu a fost trimis trasura după mine la gară. Puse lampa deoparte. Adevărat, spuse după o clipă, îngândurat, tonul meu nu făcuse nicio impresie asupra lui. Adevărat, ați telegrafiat, intrați, vă rog. Și ce s-a dovedit? Că, după cum mi-a spus în anticameră tânărul, care era fiul stăpânului casei, că pur și simplu uitaseră cu desăvârșire de sosirea mea și de telegrama primită în dimineața dinainte. Justificându-mă și scuzându-mă politicos pentru că am dat astfel buzna, mi-am scos paltonul și l-am agățat în cuier. M-a condus într-un salon mic unde, la vederea noastră, s-a ridicat de pe sofa cu un ușor ah, o tânără. Sora mea, încântat să vă cunosc. Și într-adevăr eram încântat, căci feminitatea, chiar și fără alte intenții secundare, feminitatea, zic, nu va incomoda niciodată. Însă mâna pe care mi-a întins-o era transpirată. Cine a mai văzut vreodată să-i întinzi unui bărbat mâna transpirată? Și însăși feminitatea, în pofida fețișoarei ei drăgălașe, era una oarecare, nu știu cum să zic, parcă transpirată și indiferentă, fără niciun fel de reacție, neglijentă și nepieptănată. Ne așezam pe mobilele roșii, demodate, și începe o conversație preliminară. Dar imediat, cele din tâi vorbe politicoase întâmpină o rezistență nedefinită și în locul scontatei discuții obișnuite, totul se frânge, se poticnește. Cina a fost oarecum stranie. A fost servită neglijent, cu fără dispreț față de mâncare și față de mine. Pofta cu care, flămând, am ras bucatele domnului, părea să trezească amărăciune chiar și în servitorul solemn. Ce să mai vorbesc de cei doi frați care, tăcând, ascultau sunetele pe care le scoteam deasupra farfuriei și doar știți cât de greu înghițiți când te ascultă cineva, împotriva voinței, fiecare în bucătură se rostogolește pe gât cu un gâlgâit strașnic. Fratele se numea Antoni, iar sora, domnișoara Cecilia. Mă uit, cine intră? Regina detronată. Nu, e mama, doamna C. Alunecă ușor. Îmi întinde o mână rece ca gheața, privește cu o umbră de mirare semeață și se așează fără niciun cuvânt. Este o persoană corpulentă, mică, ba chiar grasă, de tipul acelor matroane bătrâne de la țară, de neînduplecat când vine vorba de orice fel de principii, dar mai ales de cele de societate, și mă privește aspru, cu mirare, nemăsurată, de parcă aș avea o sentință indecentă scrisă pe frunte. Cecilia face o mișcare cu mâna ca pentru a explica sau justifica, însă mișcarea moare la jumătate, iar atmosfera devine tot mai artificială și mai apăsătoare. Cred că sunteți foarte nemulțumit din cauza acestei călătorii ratate, a spus brusc doamna C. Cu ce ton? Cu un ton ofensat, cu un ton de regină căreia am neglijat să-i fac o a treia plecăciune, de parcă mâncarea cotletelor ar fi fost crimen lese maestatis. Cotletele de porc în casa dumneavoastră sunt minunate, am răspuns înciudat, căci în pofida voinței mă simțeam tot mai vulgar, mai prost și ne la locul meu. Cotletele, cotletele, Antos! Încă nu a spus nimic. Mamă, îi scăpă brusc timidei Cecilia, care tăcuse până atunci mâlc. Cum așa? N-a spus? Cum așa? N-a spus? Încă n-a spus? Ce rost are, mamă?
șopti Antoni, păli și strânse din dinți, de parcă trebuia să ia loc în fotoliul unui dentist. Antos! Dar de ce? Pentru ce? E tot una, nu merită, întotdeauna este timp spuse și amuți. Antos! Cum se poate? Cum? Cum așa nu merită? Ce-i cu tine, Antos? Pe nimeni nu e tot una. Sărmanul de tine, șopti mama, mângâindu-l pe cap, dar el îi îndepărtă neînduplecat mâna. Soțul meu, spuse sec, adresându-mi se, a murit în noaptea aceasta. Ce? Așadar, a murit? Așadar, de aceea. M-am oprit din mâncat, am pus deoparte cuțitul și furculița, am înghițit iute în bucătura pe care o aveam în gură. Cum așa? Ieri a primit telegrama de la gară. M-am uitat la ei. Toți trei așteptau, modest și serios, dar așteptau, cu fețele sobre, cu buzele strânse. Așteptau rigid. Ce anume așteptau? Ah, da, trebuia să le exprim condoleanțele mele. Era ceva atât de neașteptat, încât în prima clipă mi-am pierdut de tot stăpânirea de sine. Zăpăcit, m-am ridicat de pe scaun și am bâlbâit ceva neinteligibil. Îmi pare nespus de rău, nespus, îmi cer scuze. Îngenunchind la doi pași de cadavru, primul de care nu mă puteam atinge, priveam în zadar plapuma care îl acoperea neted până la subsuori. Îi priveam mâinile aranjate cu grijă pe plapumă. Ghivecele de flori stăteau la picioarele patului, iar chipul îi se ivea livid din adâncimea pernei. M-am uitat la flori, apoi din nou la chipul mortului, dar nu-mi venea nimic în cap, nimic în afara acelui gând agasant, straniu de încăpățânat, că aveam de-a face cu o scenă de teatru dinainte aranjată.